seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Întrebare. Noi de aici din studio vă salutăm și vă mulțumim că ați ales să petreceți următoarele minute împreună cu noi. Așa cum de fiecare dată v-am obișnuit și în seara aceasta avem un invitat deosebit cu care vom încerca să tratăm o temă de interes și vom vorbi imediat despre ce temă vă propunem în seara aceasta. Așa că haideți să-i spunem un bun revenit prietenului nostru, domnul Valer Monafu, președintele Organizației Societatea Misionară Română și, bineînțeles, păstor la Biserica Baptistă Română din San Francisco. Valer, bine ai revenit! Cătălin, mulțumesc mult pentru invitație și vreau să spun și eu bună seara telespectatorilor. Cu drag stăm din nou de vorbă, e o plăcere deosebită să vorbim, mai ales că discuția din seara aceasta despre, să spunem, o temă pe care tu o practici de foarte mult timp, ești președintele unei societăți misionare, Societatea Misionară Română, și, bineînțeles, plecând de la titlul, de la numele organizației pe care tu o conduci, în seara aceasta vom vorbi despre misiune. Mai exact, despre misiunea cu Evanghelia și vom încerca să înțelegem dacă noi, în calitate de creștini, suntem chemați, suntem trimiși să facem misiune sau să nu facem misiune. Și vreau să-ți prezint puțin contextul. Cu fiecare dintre noi am avut un moment în viață, vorbind de creștinii practicanți, cei care la un moment dat am avut acel moment și mereu eu îi zic momentul T0, cant fizică, momentul inițial în care ne-am întâlnit cu Domnul Hristos, în care am acceptat jertfa mântuitoare, ne-am hotărât să ne predăm viața Domnului și să acceptăm mântuirea în dar din partea lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Acela e momentul T0 și din momentul acela începe viața aceasta de sfințenie, viața de creștere, viața de ucenizare, viața de, să spunem, de umblare cu Domnul. Iar de-a lungul acestei vieți, de multe ori auzim în biserică sau știu în diferite alte contexte despre a merge în lucrare, în misiune, de a merge într-o localitate, de a face ceva într-o altă biserică, de a merge poate chiar în afara țării. Și întrebarea mea este următoarea: de ce ar trebui să facem lucrul acesta? Pentru că în calitatea noastră de ființe umane, oameni care am spus ne-am întâlnit cu Hristos, în momentul în care am acceptat mântuirea aceasta, am spune că noi din punct de vedere omenește, din punct de vedere al relației noastre cu Dumnezeu, ne-am cam aranjat situația. Bun, e o luptă pe care o avem, dar este o luptă de zi cu zi a noastră, de a sta pe calea Domnului și de a ne asigura în continuare această umblare conform Sfintelor Scripturi, învățăturii Domnului Hristos. De ce m-ar interesa pe mine de ce fac ceilalți? Sau de ce n-aș fi mai interesat de propria mea viață în momentul în care sunt îndemnat de-a lungul întregii Sfinte Scripturi de a sta aproape de Dumnezeu, de a mă sfinți, de a mă ruga, de a avea proprie de grijă de propria mea viață spirituală, da? Deci, practic, vreau să facem diferențierea aceasta între o preocupare asupra propriei persoane, și aici vorbim de omul dinăuntru, în care, într-adevăr, se investesc, să mă rog, să citesc cât mai mult, și apoi o preocupare de ce se întâmplă în jurul meu. Cu siguranță, asta vreau să vedem. Și așa asta vreau să tragem concluzia la final. Dacă chemarea aceasta de a face misiune este o chemare, este un mandat sau pur și simplu este o opțiune? Da, e o întrebare foarte bună și aș vrea să începem definind puțin termenul acesta de misiune. Pentru ca să fie foarte clar, sunt convins că credincioșii înțeleg ce înseamnă misiunea și înțeleg că este o trimitere, dar pentru noi, pentru creștini, pentru credincioși, misiunea este o poruncă a lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos în Matei capitolul 28, la finalul lucrării sale pe pământ, înainte de înălțare, spune: mergeți, spune ucenicilor, mergeți în toată lumea, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. E ultima poruncă lăsată de Domnul Hristos tuturor ucenicilor. Deci, este un mandat, așa cum spui tu. Este mandatul acesta de a merge în toată lumea, într-o lume căzută, într-o lume care trăiește în păcat, într-o lume care nu este în pace cu Dumnezeu, și să ducem în lumea aceasta mesajul de nădejde și de pace a lui Dumnezeu prin Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Să vorbim cu lumea despre planul acesta pe care Dumnezeu îl are de a restabili relația dintre om și Dumnezeu, de a ne aduce înapoi în relația aceasta cu El, care a fost ruptă de păcat,
prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și pentru noi asta este un mandat, trebuie să-l facem. Dar sigur că modul în care tu ai pus întrebarea, de ce s-o mai fac dacă deja sunt mântuit? Păi, tocmai pentru că ești mântuit, de-aia trebuie să o faci. Ăsta e răspunsul. Nu facem misiune ca să ne mântuim. Suntem mântuiți prin har, prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, spune apostolul. Și atunci, dar odată ce suntem mântuiți, primim această misiune, acest mandat și avem această pasiune pentru a merge în întreaga lume sau începând din jurul nostru, de unde ne-a așezat Dumnezeu, până la marginile pământului, ca să ducem mandatul acesta, să ducem misiunea aceasta lumii. E o poruncă pe care trebuie să o ducem la îndeplinire. Însă întrebarea ta, cred că mai are o dimensiune. Și m-am întâlnit cu întrebarea asta în lucrarea de tineret, în care am fost implicat foarte mulți ani în Statele Unite, în bisericile românești. De ce să mă duc sau cum să mă duc în misiune când încă eu nu sunt matur spiritual? Trebuie să mai cresc puțin, încă nu știu, sau sunt unii care spun, nu trimiteți tineri în misiune, trebuie să-i mai pregătim un pic, să-i mai ucenicizăm, și e foarte adevărat, trebuie să creștem spiritual și ucenicizarea e parte din misiune și poate mai vorbim despre asta în seara asta, dar dacă te uiți în Scriptură, dacă te uiți în Noul Testament, dacă te uiți la modelul Domnului Iisus Hristos și dacă vezi ucenicii Domnului Iisus Hristos, care toți erau tineri, și care în momentul când au înțeles, când l-au văzut pe Domnul Iisus răstignit și apoi l-au văzut înviat, au devenit niște misionari atât de pasionați încât au fost gata să-și dea viața pentru El, având această dragoste din tâi care este caracteristică noilor convertiți, care sunt foarte mici, foarte, foarte tineri în credința lor. Și entuziaști. Da. Știi că cei tineri sunt de obicei foarte entuziaști, sunt gata să facă, dar tocmai de asta nu sunt chiar pregătiți pentru a merge. E un argument pe care, așa cum l-am auzit de foarte multe ori, însă asta am vrut să zic, ucenicizarea asta se face, trebuie să se facă peripatetic. Ucenicizarea peripatetică înseamnă prin preumblare, peripatetic înseamnă preumblat sau plimbat. Nu se face numai de la anvon sau numai citind Scriptura toată ziua, ci prin exemplu personal. De aceea e important să luăm tinerii cu noi. Ei au pasiunea aceasta, au în misiune, au pasiunea aceasta, au dorința și dragostea din tâi, au flacăra aceea pe care, la care la mult se mai stinge din când în când sau se mai diminuează. Și un alt lucru este că n-au ce să strice, sincer. Pentru că noi nu facem actul de mântuire. Dumnezeul face. Noi doar ducem mesajul. Ducem dragostea Domnului Iisus, ducem prezența Lui acolo, să devenim mâinile și picioarele Lui, ducând acest, fiind purtătorii acestui mesaj, iar Dumnezeu prin Duhul Sfânt face schimbarea inimii. Iar tinerii sau cei care sunt mai tineri în credință, care merg în misiune, o fac cu bucurie și cu pasiune și cred că asta e mult mai important decât orice altceva. Când obiceiul nostru la botez este să îi punem pe oameni să aibă o mărturie publică în fața bisericii. Da? Și am avut privilegiul să botez foarte mulți tineri. Și erau două categorii de tineri. Unii care de-abia așteptau să ajungă la momentul mărturiei, nici ne povesteau la tot ce s-a întâmplat, cum s-au pocăit, cum l-au primit pe Domnul Iisus, cum au înțeles chemarea aceasta la pocăință și lucrarea pe care a făcut-o Domnul Iisus, cum au înțeles că sunt păcătoși și că au nevoie de mântuire. Și cealaltă categorie sunt cei care le era groază de momentul acela al mărturiei. Și am avut discuții cu unii dintre ei în care sunt în biserică de mai mult timp și le spuneam, măi, ar trebui să te gândești tu la botez. Și da, e frică că trebuie să vin în fața bisericii și să spun. Și atunci am zis, ok, atunci încă nu ești gata de botez. Încă nu te-ai întâlnit cu Domnul Iisus, pentru că un om care s-a întâlnit cu Hristos, de-abia așteaptă să spună. Are o dorință extraordinară în inima lui să povestească ce s-a întâmplat în viața lui și cum a lucrat Dumnezeu și cum a înțeles tot acest proces prin care Dumnezeu l-a mântuit. Și cred că aici se vede pasiunea aceea care e atât de importantă în lucrarea misionară. Extraordinar. Așa este și mă bucur că ai menționat pregătirea. Deci, practic, pe lângă faptul că ai o dorință de a face lucrul acesta și e bine cu ai,
Pentru că sunt mulți care n-au nicio dorință și cei care o au trebuie încurajați și de asemenea pregătiți. Dar mai e ceva și un alt motiv pentru care îl văd ca un, să spunem, motiv de a nu face este investiția pe care fiecare lucrare de misiune o cere. Acum, tu ca președinte a unei organizații misionare știi ce înseamnă lucrul acesta și poți să ne spui chiar câteva lucruri din ce înseamnă în cheltuiala aceasta. Și când vorbesc de cheltuială, nu mă refer doar la finanțe, vorbesc de timp, resurse, oameni, călătorii. Deci, în primul rând, o lucrare de misiune sau chiar într-o formă foarte organizată, așa cum voi o practicați în Societatea Misionară Română, necesită o conlucrare a lui Dumnezeu, în primul rând, și apoi a unor oameni și, bineînțeles, a unor resurse. Și aici vorbim de timp și am spus și alte lucruri care sunt de nevoie în această lucrare. Să mai faci acum o investiție și ca timp să te duci, să investești, să conduci o mașină, pur și simplu să iei pe cineva ca să faci misiune, trebuie să te duci de la punctul A la punctul B, să mai cumperi niște literatură, să mai dai niște bani pe niște biblii, sau știu eu, să mai dai un pahar de apă sau ceva. Combustibilul s-a scumpit foarte mult. Cum vezi tu chemarea aceasta plecând de la nevoia de resurse? Pentru că omul, într-adevăr, se gândește, sau și cu toate am zice, băi, e și normal să gândească întâi la propria lui familie, la a suportăsea propria nevoie și apoi, să zicem, băi, mai și investesc în a da mai departe. E adevărat. Să trăim vremuri grele și resursele se obțin greu și resursele sunt necesare, dar dacă trebuie să spui întrebarea asta, de ce aș investi în misiune sau dacă o faci ca o povară, ca o corvoadă, cred că ar fi important să vii înaintea Dumnezeu în rugăciune, să rogi să schimbe inima, ca să vezi că de fapt e un privilegiu să fii partener cu Dumnezeu în lucrarea de misiune. E un lucru extraordinar. Dumnezeu ar putea să mântuiască toată lumea dacă ar vrea. Așa cum l-a întâlnit pe Saul din Tars, pe drumul Damascului, ar putea să se întâlnească cu toți oamenii, cu oricine. Dar în înțelepciunea lui și Dumnezeu a tot puternicia lui și a tot cunoașterea lui, în providența lui, el a decis să lucreze cu noi, să ne facă parteneri în lucrarea asta. De ce? Am putea discuta despre asta, dar ne-ar mai trebui încă vreo 2-3 emisiuni. Dar Dumnezeu a ales să ne facă parteneri și pentru mine, și cred că pentru oricine ar trebui să fie un privilegiu să putem investi timpul nostru, resursele noastre în lucrarea aceasta a lui Dumnezeu. Ca să facem lucrarea asta. Dau doar un exemplu, Valer, pentru că vreau să punem chiar la un exemplu sigur, practic. Sigur. De multe ori te-ai dus în lucrare, în misiune, le vorbești oameni de Hristos, dar te vezi că și-ai observat de multe ori în fața ta cu oameni cărora le vorbești de Domnul Hristos, poate n-au mâncat în ziua respectivă. Și bănuiesc că ai văzut cazul ăsta. Absolut, da, sigur. Cum? Sigur. Deci, nu numai că te duci cu o carte, nu te mai duci cu ceva literatură, cu o broșură, cu o carte pentru copii. Trebuie să mai ai ceva cu tine. Da, dacă vrei să vorbim practic, când mergi în misiune, întotdeauna trebuie să fii deschis la lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit dinainte ca tu să umbli în ele. Ne ducem cu un plan, dar Dumnezeu poate schimba planul pe moment și când vezi o nevoie, întotdeauna te gândești, ok, de unde găsesc resursele să o împlinesc și te rogi și Dumnezeu de obicei găsește, de obicei ne dă o soluție, ne dă o modalitate de a hrăni pe omul ăla și am nenumărate astfel de exemple. Pot să spun, dacă vrei, s-a întâmplat recent, o chestie absolut fantastică. Un frate cu care colaborăm și care are o lucrare din asta prin care hrănește oamenii foarte săraci. Și l-am ajutat să construiască un soi de cantină socială. Dar mai trebuiau, am construit cu donații pe care oamenii le-au dat, au construit această clădire. Să mai trebuiau bani pentru finisaje.
pentru un aragaz, un frigider, o masă, niște scaune să ai acolo. Și se apropia Crăciunul. Asta era anul trecut, se apropia Crăciunul. Și mă sună fratele și zice, frate Val, uite, am vrea să deschidem și noi măcar de Crăciun să deschidem, că tot am așteptat, dar ne mai trebuie banii ăștia. Și zic, păi cât îți mai trebuie? Păi nu știu exact. Îi zic, fă o socoteală. Fă o socoteală, pune pe hârtie și trimite-mi un e-mail și spune-mi exact cât îți trebuie. De a zic, de a fi generos. Pune tot ce vrei tu acolo. Și după aia când a venit e-mailul, mi-a părut rău că am zis așa, că se adunase o sumă destul de mare, undeva pe la $10,000. Wow. Pusese tot ce îi trebuia lui acolo pe hârtie, în e-mailul respectiv. Și asta era duminică dimineața, în America unde eram eu, el scria duminică seara. Am ajuns la biserică, am deschis pe telefon și am văzut și urma să predic și m-am rugat așa o clipă, zic, Doamne, e lucrarea Ta, dacă Tu vrei Tu să ne dai resursele astea, e foarte mult, n-am de unde să scot banii ăștia, dar dacă e voia Ta, o să ne ajuți. Și am uitat complet, m-am dus și am predicat, am făcut ce am avut de făcut. Sigur, în mintea mea mă gândeam la vreo 2-3 persoane care știam că au resurse și la care voiam să merg mai târziu să le explic problema și să le cer ajutorul. S-a terminat slujba și am plecat, uitasem complet de e-mailul respectiv și când ieșeam, văd pe sora la care mă gândisem, una dintre familiile la care mă gândisem să cer ajutorul, o văd când face semn. Eram undeva în spatele bisericii și mă duc la ea și atunci mi-am adus aminte, zic, hai că îi spun acum. Și mă duc la ea și zic, ce face sora? Și nu prea mă simt bine, n-am vrut să vin la biserică, că mă doare un picior, nu știu ce am. Zic, dar ce ați pățit? Zic, nu știu, dar așa, dar a trebuit să vin pentru că Domnul mi-a vorbit azi noapte și mi-a spus să vin să-ți dau banii ăștia pentru fratele ăla care face cantina socială. Și mi-a dat un plic. Și în plic era un cec. Și pe cec era scris, cât crezi? $10,000. Vai, mi s-au tăiat picioarele. Îți spun și acum, mă înfior. Și m-am uitat la ea și zic, ați vorbit cu fratele? Zice, n-am vorbit. Zic, hai să vă arăt e-mailul. Și am arătat e-mailul pe care îl primisem după ce ea, știi? Și a început să plângă și ne-am rugat și apoi l-am sunat pe fratele pe WhatsApp, s-a bucurat și el, a spus la toată lumea și acum cantina respectivă funcționează. Ce am vrut să spun cu asta? Resursele sunt ale Domnului. Noi suntem doar cei care le administrăm. Și dacă o facem cu credincioșie și cu bucurie, Dumnezeu are resurse pentru fiecare dintre noi și pentru lucrarea aceasta la care ne-a chemat. Aleluia, slavă Domnului! Deci e un caz extraordinar, practic, în care vezi mâna lui Dumnezeu că lucrează și aranjează lucrurile în așa fel. Și de ce? Pentru că dacă prima dată, uneori, ca să nu facem misiune, cred că găsim 1001 de scuze. O avem probleme cu cine sunt eu, lasă-mă că poate nu sunt pregătit sau știu, apoi cu resursele, n-am aia. Cred că Dumnezeu niciodată nu ne cheamă să facem ceva cu ce n-avem, ci cu ceea ce avem. Absolut. Niciodată nu o să ne ceară. Așa că, dar știi, omul este întotdeauna, să spunem așa, delăsător câteodată. Pentru mine, îți dau un exemplu, practic, poate dependența aceasta de Dumnezeu poate e cea mai grea lecție pe care trebuie să o învățăm, să trăiești dependent de Dumnezeu. Iar viața aceasta de misionar, de misiune, este o lecție de dependență de Dumnezeu de zi cu zi. Hai să-ți dau încă un exemplu, că m-am gândit acum. Încă o întâmplare pe care am trăit-o cu câtva timp în urmă, nu cu mult timp în urmă, în California, în America. Eram la benzinărie și băgam benzină. Și se apropie de mine un homeless, o persoană fără adăpost, și am identificat-o că e homeless pentru că era îmbrăcată în niște haine foarte murdare, rupte, pantofi, cred că avea niște șlape în picioare, foarte murdar, mirosea urât, dar avea un zâmbet extraordinar pe față, îi lipseau și dinții, mulți dintre ei. S-a apropiat de mine și m-am gândit instinctiv că îmi cere bani. Și mă gândeam dacă am ceva mărunt. Și a venit lângă mine și zice, îmi dați $1 dacă vă spăl parbrizul. Eu când am auzit că vrea să și facă ceva de bani, m-am bucurat, că de obicei vin și cer pentru, adică fără să dea nimic în schimb. Și zic, sigur, spală în parbrizul și îți dau $1. Și a luat spălătoarea aia de parbriz și s-a apucat să-mi spele parbrizul, eu băgam benzina și eram așa la 1,5 metri de el, să uită la mine și îmi spune ceva care m-a blocat pe moment. Și îmi spune așa, în limba engleză, ce, I don't have a phone, but I always answer when love calls. Cu alte cuvinte, eu n-am telefon, dar întotdeauna răspund când mă caută dragostea. M-am uitat la el, am crezut că e pe ceva
eu știu, știi? Pe substanțe. Pe substanțe. Și continuă și spune, do you know what the greatest call of love in my life was? It was Jesus Christ when he called me to him. Știi care a fost chemarea dragostei cea mai mare în viața mea? A fost cea a Domnului Iisus. Și după aia a început să mă întrebe dacă vreau să știu mult la el, zic... Deci omul încerca să... Și eu am primit, zic, și pe mine m-a sunat. Zic, Domnul Iisus, și zic, brother, și am dat o îmbrățișare, suntem frați, și suntem, oh, ce bucurie. Și după aia stau și m-am gândit, omul ăsta n-are unde se culce la noapte. N-are nimic în viața lui. Merge și cere cât un dolar să-și ia ceva de mâncare și vorbește oamenilor despre Hristos. Noi avem atâtea lucruri și n-avem timp să facem evangelizare. Și m-am gândit, ceva nu-i în regulă. Poate că toate lucrurile astea pe care le avem ne încurcă. Și în loc să le folosim ca pe o resursă în chemarea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, le folosim ca pe un lucru care să ne împiedice să facem lucrarea sau le lăsăm să ne împiedice în lucrarea asta. Nu zic că trebuie să ajungem toți persoane fără adăpost. Și Dumnezeu, nu știu ce a fost în viața omului, nu știu ce s-a întâmplat, de ce a ajuns în starea în care a ajuns, nu știu de ce Dumnezeu a îngăduit lucrurile astea în viața lui, dar gândindu-mă la experiența cu el, chiar dacă el e foarte sărac, cred că este mai bogat decât foarte mulți oameni credincioși, pentru că are pasiunea asta de a-L împărtăși pe Hristos, care până la urmă este chemarea pe care toți o avem și este chemarea pentru care o să dăm socoteală la un moment dat, dacă am făcut ceea ce trebuia să facem cu resursele pe care ni le-a dat Dumnezeu. Așa este. Slavă Domnului! Uite, două mărturii a modului în care Dumnezeu lucrează și ce înseamnă să spui viața la dispoziția lui Dumnezeu. Slavă Domnului că sunt asemenea oameni și se văd rezultatele. Dacă tot vorbim despre rezultate, să-ți mai spun o provocare pe care o avem cu toții cei care suntem, lucrăm pe câmpul Evangheliei, nu numai în misiune, dar și în media, dar în misiune în mod special, mai ales pentru că știu că voi, Societatea Misionară Română, investiți și în locuri mai puțin, să spunem, roditoare, în locuri mult mai aride. Ca orice, să spunem, investiție, e o investiție spirituală, da? Dorința noastră umană este de a vedea ceva palpabil, niște rezultate, niște oameni care se pocăiesc, niște oameni care știu, ridică mâna, niște biserici care se formează. Nu știu, ceva care, știi cum e, profit and loss, ca orice companie, ca în orice firmă, zici, băi, am băgat atâția bani, atâtea resurse, măcar să nu ies pe pierdere sau cel puțin să văd ceva în evangelizare. Lucrurile stau diferit. În misiune, de multe ori, rezultatele întârzie sau cine știe dacă vin vreodată în timpul vieții noastre. Așa că o altă descurajare pe care oamenii de a nu face misiune este, zic, mă, am făcut, am trebuit și așa, nu se pocăiește nimeni sau nu se merită, locul ăsta e prea arid, este sudul României. Dau un exemplu. Aici oamenii sunt mult mai reci, e foarte multă întunecime, oamenii nu sunt interesați. Hai să mergem în altă parte unde oamenii spun, în nordul României sau știu, în vestul României. Cum vezi lucrurile astea? Cum vezi tu descurajarea asta a rezultatelor imediate? E foarte greșit să gândim despre lucrarea de misiune în termeni de afaceri. De fapt, despre biserică în general, exact, în termeni de afaceri. Din experiența mea pot să spun că Dumnezeu nu vrea biserici pline, vrea biserici sfinte. Chiar dacă sunt 2-3, dar care sunt pasionați de sfințenie, Dumnezeu e mult mai mulțumit cu bisericuța aia decât cu o biserică de 10.000, care este absolut lumească și care nu are nimic de a face cu relația cu Dumnezeu și cu o sfințenie autentică. Și la fel și în misiune. Dacă ne luăm după metodele astea lumești de afaceri, să numărăm câți au ridicat mâna, câți s-au pocăit, câți au venit, sigur, asta ajută poate în partea de fundraising, de strângere de fonduri sau... Și important să știi și aspectul acesta, dar cred că un principiu important în misiune pe care aș vrea să-l înțeleagă telespectatorii noștri este că pentru credincios misiunea nu este o corvoadă, ci este credincioșie. Credincioșie. Dumnezeu ne-a chemat la lucrarea aceasta, ne-a dat porunca aceasta, despre care vorbeam din Matei, capitolul 28, dar citim despre ea în Fapte, capitolul 1, în care spune, veți primi o putere și veți fi martori în Ierusalim, Samaria și până la marginile pământului. O găsim de asemenea în Romani, capitolul 10, care spune că Dumnezeu vrea că toți oamenii să fie mântuiți, dar cum o să fie mântuiți dacă și vor fi mântuiți ascultând cuvântul lui Dumnezeu, cred că l-am aici undeva. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit.
versetul 14. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia. Deci, credința vine în urma auzirii, auzirea vine prin cuvântul lui Hristos și este nevoie de noi să mergem să facem această propovăduire, această predicare a Evangheliei. Rezultatele nu sunt în seama noastră. Nu noi facem lucrarea de mântuire. Dumnezeu o face. Noi facem doar lucrarea de vestire. Și credincioșia înseamnă să facem, să ducem la îndeplinire cu credincioșie chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o fiecăruia dintre noi. Și asta poate fi mergând peste mări și țări, dacă te cheamă Dumnezeu acolo, sau în locul în care te-a așezat Dumnezeu, în apartamentul în care stai tu, să spui întrebarea, vecinul meu de scară știe despre Hristos? Sau știe măcar că sunt creștin? Vecinul meu de deasupra a auzit Evanghelia? Și după aia mergi mai departe. Dar credincioșia asta la care ne-a chemat Dumnezeu este mult mai importantă decât orice statistici sau orice alte lucruri. Pentru că, până la urmă, asta este mandatul nostru. Nu să umplem biserica neapărat, deși bisericile pline sunt faine. Unei mulțim. Da, da. Dar când stai în părtășia unui grup de 5 frați care sunt pasionați de sfințenie, e mult mai dulce și mai frumos decât, așa cum spuneam, într-un grup de 150 de oameni care vor fraudă și întinare, cum se mai spune, sau alte lucruri mai lumești. Asta este una, că nu e treaba noastră să știm rezultatele. E frumos când se pocăiește cineva și am avut experiența asta de atâtea ori și de fiecare dată am prețuit și prețuiesc momentul ăla mai mult ca orice altceva. Momentul când cineva a venit sau am putut să mă rog cu cineva ca să-l primească pe Domnul Hristos, e cel mai frumos moment, cel mai înălțător. Cred că nu există o răsplată mai frumoasă pe pământ pentru un credincios decât să poată să aibă astfel de experiență. Când vezi când puterea lui Dumnezeu schimbă o inimă și omul înțelege și este zdrobit și este umplut de prezența Duhului Sfânt. Dar sigur că poate interveni această întristare, poate, când vezi că n-ai rezultate sau când vezi că nu se întâmplă nimic, când vezi că stai poate ani de zile într-un loc și încerci sau vorbești cu un om de ani de zile. Am și eu situații în viața mea cu oameni cu care am vorbit și sunt prieteni sau chiar în familia mea, oameni cu care am vorbit despre Hristos și mă rog pentru ei de ani de zile și nimic nu se întâmplă. Și te gândești, oare mai are rost? Oare mai trebuie să fac lucrul acesta? De aceea, și perseverența asta, că de fapt despre asta e vorba. Este vorba să perseverăm în lucrarea aceasta, ca și în viața de credință. E nevoie de o luptă, avem lupta aceasta pe care trebuie să o ducem, care o putem câștiga numai prin puterea lui Dumnezeu și prin prezența Lui, să ne ducem până la sfârșit mântuirea, nu așa spune cuvântul lui Dumnezeu, să nu ne lăsăm. Perseverența aceasta la care suntem chemați e aceea și în lucrarea de misiune. Și cred că nu se poate alina durerea asta sau problema asta decât prin puterea lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt și prin cuvântul lui Dumnezeu. Isaia, marele Isaia, nu s-a pocăit nimeni, a predicat săracul ani de zile. Și la un moment dat scrie, am selectat aici Isaia, cred că capitolul 20, dacă nu mă înșel, nu era capitolul 20, mai țin minte exact ce capitol, dar scrie el acolo că se conectează la izvoarele, la izvoarele credinței. Avea nevoie de sursa aceasta de putere care venea din mâna lui Dumnezeu. Tare frumos povestește-l acolo, când este întristat și când este abătut, întotdeauna Dumnezeu îl ridică prin puterea cuvântului, prin puterea Duhului Său cel Sfânt. De ce? Pentru că sunt cazuri clar de oameni al lui Dumnezeu care uneori simt că rămân singuri, știi? Gândește-te la Elie, tot așa. Uh-huh. La un moment dat,
rămâne singur și e dezamăgit, adică așteptările, că știi cum e, omul are așteptări, e, face parte din ființa noastră, da, trebuie normal, să recunoști. Ființa noastră este să vezi ceva. Dar când vezi că vorbești și mai mult, când vezi că sunt o grămadă de proroși falși, au fost și sunt și astăzi oameni care predică o altă evanghelie și au stadioanele pline, da? Vorbim de mega church-uri și tu știi despre ce vorbesc în Statele Unite. Și zic, uite cum se duc acolo și la noi, la cât ne străduim, la câte, cât de curat predicăm, la cât de mult investim, parcă Dumnezeu ne ține așa. Într-adevăr, Dumnezeu e suveran. Dar și avem tendința asta de a contabiliza, știi? De atât. Da, da. Eu asta sfătui pe cei care au tendința asta, să se pocăiască de ea și să nu mai contabilizeze. Pentru că Dumnezeu e Dumnezeu al Harului, care ne surprinde și care face o lucrare pe care noi nu putem să o înțelegem și nici nu suntem chemați să o înțelegem neapărat în totalitatea ei. Noi suntem chemați să facem lucrarea la care ne-a chemat cu credincioșie, care este să ducem vestea bună a Evangheliei. Să fim martori, să fim mâinile și picioarele Lui, să arătăm dragostea Lui Dumnezeu. De aceea am găsit versetul din Isaia, capitolul 12, de fapt. El spune așa, versetul 1, în ziua aceea vei zice, te laud, Doamne, că ai fost supărat pe mine, dar mânia ta s-a potolit și m-ai mângâiat. Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele și El m-a mântuit. Veți scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii, spune el versetul 3. Și veți zice în ziua aceea, lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, vestiți lucrările Lui printre popoare, misiune, vestiți lucrările Lui printre popoare, pomeniți mărimea numelui Lui. Dar ca să poți să faci asta, trebuie să fii la izvorul, la izvoarele mântuirii, nu e un singur izvor. La izvoarele mântuirii, să scoți apă cu bucurie de acolo, să te adapți, să te hrănești din izvoarele mântuirii. Și atunci nu te vei mai opri să te gândești oare câți, 5, 6, 10, nu. Eu am atâta bucurie să împărtășesc cu alții ceea ce Dumnezeu îmi dă din izvorul mântuirii, din izvoarele mântuirii. Îmi place așa de mult că nu spune că e vorba de un pahar sau o sticlă sau o găleată, e vorba de nici măcar de un izvor, e vorba de mai multe izvoare. Atâta belșug de bogăție, de mântuire, pe care putem să o ducem și la ceilalți sau suntem chemați să o ducem și o facem cu pasiune și fără niciun fel de o preliște, dacă suntem acolo la izvoarele alea. Deci este o condiție foarte importantă să stăm lângă Cuvântul lui Dumnezeu, să stăm în Hristos, cum spunea Apostolul Pavel. Nu lângă El, nu cu El, ci în Hristos. Și de acolo să iasă ca un izvor de apă vie care să dea peste El și să se împrăștie și către alții. E tare, tare frumoasă imaginea asta din Isaia. Capitolul 12. Lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, vestiți lucrările Lui printre popoare, pomeniți mărimea numelui Lui. Cântați Domnului că ce-a făcut lucruri strălucite să fie cunoscute în tot pământul. Extraordinar de frumos. Extraordinar de frumos. Asta e chemarea pe care o avem. Să vorbim despre lucrurile minunate pe care Dumnezeu le-a făcut în viața noastră și despre harul pe care ni-l dă să fim copiii Lui și să-L lăudăm. Nu neg faptul că pot interveni momente din astea de tristețe, dar izvorul mântuirii, izvoarele mântuirii, rugăciune, părtășia cu frații, astea sunt lucruri care ne vor ridica din această... Slavă Domnului! Vorbești din experiență și se vede clar lucrul acesta, pentru că astea sunt, să spunem, lucruri pe care le înveți mergând pe calea aceasta. Teoria, într-adevăr, e frumoasă, dar să trăiești, să stai dependent de Dumnezeu și mai ales să te hrănești din izvoarele acestea, e un mare har pe care Dumnezeu îl pune la dispoziție. Valer, o altă motivație, una care doare puțin mai tare, atunci ai vorbit și tu de familie și vreau să-ți aduc în față lucrul acesta al familiei. În dorința noastră de a face lucruri mari, câteodată ne aruncăm direct la lucruri mari, încercăm să ieșim în câmpul Evangheliei, dacă se poate, deja la marginile pământului și ignorăm Ierusalimul, chiar casa noastră, familia noastră, membrii familiei. Și îți dau un exemplu practic, pornind la un caz concret. Uneori neglijăm chiar copiii noștri, tinerii noștri, oamenii noștri din biserică. Și aici vorbim, noi ne le spunem aparținători. De general, copiii noștri sunt aduși la binecuvântare, cresc în școala dominicală, sunt oarecum, au o problemă pe care toți copiii crescuți în biserică o au, și anume
sunt saturați de moralitate, pentru că ei sunt protejați. Da? Nu sunt expuși foarte mult la ce se întâmplă, nu trăiesc în lume, sunt într-un mediu oarecum protejat, se mai duc și la școală creștină, iar un mediu protejat, și când ajung în afară, cumva se despar de părinți, se duc la colegiu sau știu unde se duc, nu știu ce, cum să facă, nu știu să reacționeze, nu știu să se apere, și mulți dintre ei o iau razna, pur și simplu se depărtează de Dumnezeu. A spune că una din problemele pe care o avem și nu știu cum să o tratăm și dacă ai ceva recomandări, este ce să facem astfel încât să nu ne mai aruncăm imediat în a face misiune în afara spațiului nostru apropiat, da? Să nu mergem direct în nu știu ce țară din Africa sau știu eu prin Asia și să începem să facem cu casa noastră, pentru că tinerii noștri câteodată uită învățăturile de bază. Da. Întotdeauna spun că tinerii din biserică sunt primul nostru câmp de misiune. Sigur, primul nostru câmp de misiune sunt cei din casa noastră. Exact. Dar dacă nu mai ai copii acasă, dacă nu mai ai sau n-ai deloc, n-ai avut niciodată, câmpul tău de misiune principal trebuie să fie tinerii care vin în biserică și care trebuie ucenicizați. Dar, așa cum spuneam, ucenicia face parte din lucrarea aceasta de misiune, din mandatul acesta. Să ucenicizăm, asta înseamnă să-i învățăm să fie creștini. Asta face un ucenic. Învață de la învățătorul lui și învață prin exemplu personal, așa cum spuneam, și prin, bineînțeles, prin învățătura teoretică. E foarte importantă lucrarea aceasta. Nu pot să subliniez destul cât de important este să ne ocupăm mai întâi de cei care sunt ai noștri. Știi, ispita sigur că este să mergem în afară, să ne spunem, să ne facem un nume, dar și Scriptura spune că trebuie să ne ocupăm mai întâi de ai noștri și dacă nu o facem, nu suntem în voia lui Dumnezeu. Nu pot decât să încurajez pe tați și pe mame să stea lângă copiilor, să-i caute, să vadă ce fac, să nu-i lase să-și facă toate dorințele pe internet, să le controleze accesul la internet și la telefoane, care e atât de periculos în perioada aceasta. Chiar dacă o să se supere pe ei la început, și eu am doi copii adolescenți și am de multe ori discuția asta cu ei și uneori se mai supără pe mine, dar am avut cu băiatul meu care acum are 16 ani, dar anul trecut, avea 15 ani, s-a supărat foarte tare pe mine, că i-am luat telefonul. Asta e pedeapsa ultimă, că iei telefonul. Și l-am confiscat pentru o perioadă de timp și s-a supărat și am avut discuții aprige pe tema respectivă, de ce i-am luat telefonul și până la urmă i-am spus, măi, mie nu-mi place să mă cert cu tine, dar trebuie să-mi fac datoria de tată. Eu sunt tatăl tău și datoria mea este să te ajut să crești normal, să te educ, să te ucenicizez, facem și studiu biblic împreună. Și el s-a uitat la mine și a zis, da, știu, înțeles. Și știu că trebuie să faci ceea ce trebuie să faci. Nu-mi place, dar știu că trebuie să faci ceea ce trebuie să faci. Și așa că vreau să încurajez pe părinții creștini care au copii să nu se lase distrași de sentimentele sau emoțiile copiilor, să-și facă datoria de părinți. Copiii o să înțeleagă, chiar dacă nu le place la început, o să înțeleagă că ceea ce fac este bine, să inițieze cu ei studii biblice, să inițieze cu ei discuții din Scriptură, să vorbească cu ei despre, să se roage cu ei, să vorbească cu ei despre problemele adolescenței și ale copilăriei. Aici cred că avem o altă provocare referitoare la limbaj, că de multe ori, poate nu avem limbajul, nu avem... Noi venim dintr-o... Și tu și eu suntem născuți înainte de Revoluție. Da. Avem un alt limbaj, avem, să spunem, o altă cultură. Generația aceasta a adolescenților, pentru că și eu sunt tată de fată adolescentă, că toate sunt înaintea noastră cu multe lucruri. Și uneori limbajul nostru poate este prea rigid, poate prea de neînțeles pentru ei, inclusiv în a prezenta Evanghelia. Și știu că voi aveți inclusiv în minte lucrul acesta de a face ceva, de a pregăti, să spunem, mesajul astfel încât să fie relevant pentru generația aceasta. Da, da, deci una dintre lucrările majore ale Societății Misionare Române este editura Cartea Creștină și unul dintre cele mai noi proiecte ale editurii este această carte de care sunt tare încântat pentru că numai ce a apărut astăzi. Se numește Adevărul mari pentru inimi fragede, se numește, e scrisă de Bruce Ware, un teolog american deosebit și este de fapt o carte de teologie sistematică pentru înțelesul celor tineri și celor mici.
mai mult pentru tineri, nu pentru copii, e pentru adolescenți și tineri, poate studenți, prezintă problemele acestea de teologie sistematică, de la ce înseamnă Dumnezeu, ce înseamnă Trinitate, ce înseamnă biserică, ce înseamnă mântuire, și alte lucruri care fac parte din teologia creștină, și sunt prezentate pe înțelesul lor și cu întrebări și oportunități de discuție. Tare, tare bună. Eu aș recomanda-o ca și material de studiu biblic la tineri, la pregătirea tinerilor. Da, dorința noastră, când am ales această carte, ca să o traducem, să o publicăm în limba română, a fost să producem o resursă bună pentru tineri și pentru cursurile de catecheză în biserici, dar și pentru părinți, pentru cei care au adolescenți sau tineri în casă, copii care s-au predat Domnului și care sunt interesați de asta, ca să poată discuta cu ei, așa cum spuneai, pe limba lor. Asta e pentru că... Și mai mult decât atât, să poată avea discuții constructive cu ei. Cartea este făcută așa, are întrebări la care să mediteze, are întrebări de discuție și este o resursă deosebită, așa că vă recomand, o găsiți la editura Cartea Creștină, ecc.ro, și puteți o comandați acolo pe site-ul editurii Cărții Creștine. Slavă Domnului, împreună cu alte resurse, alte cărți pe care le-am mai prezentat și eu, cu alte ocazii, e o resursă foarte importantă pentru noi toți și cred că este un palier foarte important în activitatea voastră la societatea misionară română. Ne apropiem de încheiere. Și, Valer, aș vrea așa spre final, dacă ai niște recomandări în ceea ce privește misiunea, clar, ți-am prezentat poate câteva dintre motivațiile pe care noi le întâlnim în viața practică. Te-ai întâlnit și tu, oamenii, cum să spun, atunci când nu vrei să faci ceva, găsești poate nu 5-6 motive, 1000 de motive ca să te scuzi, ca să te retrasi, să stai acolo cu minte în banca ta, în biserică și să... slujești cu cântarea comună, cum spune cineva, da? Să fii partea unei... Și aia e important. Și aia trebuie. Să fii partea unei mase așa, da, amorfe, care nu face nimic și consumă întotdeauna programele de la biserică. Da. Ca și motivație, ca și implicare, ca și sfat păstoresc, tu fiind și păstor, așa la final, nu știu, un text, un gând pe care îl ai, pe care pentru a promova lucrarea aceasta de misiune. Aș vrea să înțelegem cu toții că este vorba de o poruncă. E vorba de un mandat. Nu este opțional. Fiecare creștin trebuie să fie implicat în ceva. Trebuie să facă o lucrare. Apostolul Pavel folosește analogia trupului. Fiecare suntem o parte a acestui corp, un mădular în corpul acela, și fiecare mădular trebuie să își aducă contribuția într-un fel sau altul. Și e important ca fiecare dintre noi să înțelegem lucrul acesta. Sfatul meu pastoral este pentru cei care ne ascultă și care nu știu exact care e chemarea lor, să se roage, să vină înaintea Domnului, să Doamne, sunt gata, iată-mă, așa cum spune Scriptura, sunt gata. Suntem îndemnați să ne rugăm ca Dumnezeu să-și scoată lucrători la secerișul său. Scoate și din mine un lucrător, Doamne, în domeniul în care crezi că sunt pregătit să o fac. Să venim în rugăciune sincer înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne deschidă direcția în care putem să slujim. Și poate să fie, așa cum spuneai, cu cântarea comună în biserică. Poate să fie cu rugăciunea în biserică. Sunt surori mai în vârstă pe care eu le știu, care în fiecare duminică vin și spun că ele se roagă pentru mine. Și eu simt lucrul ăsta. Și asta e o lucrare duhovnicească extraordinară. Extraordinară. Suportul. Suportul acela. Poate să fie altceva. Poate să fie, așa cum am avut de mai multe ori experiență cu tineri care au simțit chemarea să meargă în țări exotice, unde mă uitam la ei, zic, măi, dacă ai fi copilul meu, nu te-aș lăsa să mergi. Dacă tu îmi spui că Dumnezeu ți-a pus pe inimă și ești convins și avem metode să verificăm lucrul acesta, du-te, acolo te-a trimis Dumnezeu, acolo te duci. Dar e nevoie să ne rugăm, să venim înaintea lui Dumnezeu cu sinceritate, cu smerenie și să rugăm să ne spună în ce direcție putem să mergem. Cineva spunea că o biserică care nu misionează, demisionează. Și așa este. Biserica care nu-și face lucrarea, până la urmă dispare, moare. Sau rămâne pur și simplu un grup de oameni care se adună din când în când să mai discute și să mai bârfească. De aceea
pasul al treilea, după ce ne rugăm, sau poate pasul al doilea, după ce ne rugăm, este să vorbim cu conducerea bisericii, cu liderii bisericii. Spunem, frate păstor, aș vrea să fiu implicat în ceva. Ce lucrări misionare are biserica? Vreau și eu să mă implic. Și dacă nu sunt lucrări misionare, aș vrea să încep o lucrare misionare. Ce am putea face împreună? Și să puneți un pic pe jar conducerea bisericii. Și cu siguranță se va găsi un loc. Și se va găsi un loc. Puneți-vă la dispoziția lui Dumnezeu în trupul lui Hristos. E foarte important lucrul ăsta. Întotdeauna noi lucrăm ca misionari sub umbrela unei biserici, sub autoritatea unei biserici. Vreau să dau un exemplu tot așa practic, un lucru pe care l-am făcut și eu. La începutul Protocens Media, deși sunt și fondator și am făcut multe lucruri, la început cu echipa eram șofer. Deci, da? Pur și simplu, da. Rolul meu era de a-i duce de aici, din București, acolo unde era nevoie și am fost șoferul echipei mulți ani de zile, fără să pun mâna pe vreo cameră, fără să pun mâna pe vreo microfon, fără să fac nimic din lucrarea aceasta de media. Pur și simplu am fost șoferul echipei. Mai știu pe alții care au spus, doamne, eu merg cu voi, spuneți-mi ce aveți nevoie. Eu sunt parte cu voi și am aceeași, până la urmă, aceeași răsplată înainte, dar din spate, eu vă duc cu mașina, vă ofer o masă, ceva, am grijă de voi, voi sunteți cei care cântați, voi sunteți cei care predicați, eu sunt la dispoziția voastră, spuneți-mi unde aveți nevoie să ajungeți. Și asta e o lucrare. Absolut, absolut. Orice pune Domnul, spune Domnul pe inimă să faci, dacă este în voia Lui și trebuie făcut, trebuie să te dedici acelei lucrări cu pasiune. Deci, asta e sfatul meu, să te rogi și apoi să vorbești cu cei din autoritate în biserică și dacă chiar nu există nimica, să te rogi ca Dumnezeu să deschidă o oportunitate, fie în biserică, fie în altă parte, să poți face o lucrare pentru slava numelui Lui. Pentru că dacă nu faci nimic, demisionezi. Dacă nu misionezi, demisionezi. Asta era lucrul pe care am vrut să-l spun. E foarte important lucrul acesta. E o împlinire a unei porunci pe care o avem din partea lui Dumnezeu și nu trebuie luată cu ușurătate. Cred că e un sfat extraordinar de a face ceva, de a sta la dispoziția lui Dumnezeu și îți mulțumesc, Valer, pentru mesajul tău din seara aceasta, pentru discuția pe care am avut-o. Personal, pentru mine a fost o încurajare și cu siguranță și pentru cei care ne-au urmărit în seara aceasta. Noi de aici, din studio, întotdeauna vă încurajăm pe voi, cei care sunteți misionari. Încercăm să vă ajutăm cel puțin cu promovarea, cu a vă pune în față, de a vă face cunoscuți. Faceți o lucrare extraordinară, ne rugăm și noi pentru voi, Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe tine, ca președinte Societății Misionare Române, Dumnezeu să dea înțelepciunea, priceperea și resursele, oamenii de tot ce e nevoie, astfel încât lucrarea aceasta să aibă rezultate și apoi Dumnezeu să scoate cât mai mulți lucrători la Săcireș. Uitați, poza aceasta este Amin. Extraordinară și îți mulțumesc pentru disponibilitatea ta și mai ales pentru, să spunem, mesajul acesta care cu siguranță a ajuns la inimile noastre. Mulțumesc tare mult și eu, Cătălin, mă bucur de fiecare dată când ne putem vedea și mulțumesc pentru lucrarea pe care o faceți, care este o misiune extraordinară. Lucrarea aceasta cu media, care duce Cuvântul lui Dumnezeu mai, mult mai departe decât poate o singură persoană să o facă. Domnul să vă binecuvânteze. Și pe tine, înainte de a încheia, vreau doar să te provoc, data viitoare când ne vom vedea în studio, vom discuta despre lucrarea cu tinerii. Știu că te-ai ocupat o perioadă îndelungată de tineri, ai chemarea aceasta. Și aș vrea să tratăm și lucrarea aceasta într-o emisiune separată. Cu bucurie. Provocări, modalități, astfel încât să ne fim cât mai util, să fim cât mai util pe tinerilor noștri. Așa că ți-am dat deja o temă okay. de tasă. Ne vedem. Cu drag. Stimați prieteni și dumneavoastră, vă mulțumim pentru seara aceasta. Vă mulțumim că ne-ați primit în casele dumneavoastră. Noi de aici, din studio, vă spunem la revedere.